Dacă Eminescu, revizor școlar, ar veni la școala gimnazială numărul 1 Hunedoara, ar descoperi o instituție ce se remarcă prin rezultatele obținute de către elevii noștri, prin colectivul de cadre didactice bine pregătite profesional și pedagogic, o bună colaborare pe care o are cu părinții și comunitatea locală. În perimetrul școlii sunt două corpuri de clădire destinate spațiului de studiu. De-a lungul timpului, cu sprijinul autorităților locale, infrastructura școlii a beneficiat de numeroase îmbunătățiri, ceea ce permite realizarea unui proces de învățământ de înaltă calitate. Corpul B, reabilitat în totalitate, sel de clasă dotate cu videoproiector și acces la internet, laboratoare, cabinete de consiliere și sprijin, biblioteci moderne cu spații de lectură, săli și terenuri de sport, o cantină, un club al elevilor, un amfiteatru destinat activităților în aer liber. Elevii școlii noastre sunt implicați în diferite activități școlare și cu caracter caritabil, fie la nivel de școală, fie în cadrul unor proiecte cu finanțare extrabugetară. Aici putem aminti prevenirea abandonului școlar în județul Hunedoara și integrare prin educație INTET 2021. Școala noastră vine în ajutorul persoanelor care nu au reușit să finalizeze învățământul obligatoriu prin înființarea din anul 2010 a programului A doua șansă. Cel care face posibil succesul elevilor este colectivul de cadre didactice al școlii noastre, care se remarcă prin dăruire, muncă, statornicie, creativitate și implicare atât în activitatea școlară, dar și cea personală a copiilor. Țin să evidențiez faptul că printre colegii noștri se află două cadre didactice cunoscute datorită talentului și felului lor unic de a vedea lumea și frumusețile din jurul nostru. Este vorba de scriitorul Ruben Bucoiu, care a publicat 3 volume de poezie, ultimul fiind intitulat Garderoba de aripi, tipărit în anul 2021. Versurile sale vii au abilitatea de a face cititorul să stea cu toate simțurile ascuțite și să fie mereu atent la detaliile spectacolului vieții și al poeziei. Domnul profesor Sopincean Adrian, care are de peste 30 de ani ca pasiune speologia și care a publicat 7 volume unice în format bilingv, reprezentând monografia ale peșterilor, unde a surprins prin fotografii inedite frumusețile acestora. Ceea ce aș mai împărtăși revizorului Mihai Eminescu este faptul că a fi dascăl înseamnă o misiune ce ține de artă, de a modela și a educa generații frumoase la suflet. Semeni fapte, culegi deprinderi, semeni deprinderi, culegi caracter, semeni caracter, culegi un destin.